faptul că ați răspuns invitației noastre aici la capăt de linie, dar la început de nou drum în transportul public lujan. V-am invitat pentru a vă prezenta punerea în circulație a primelor 25 de troleibuze din cele 50 achiziționate de către primărie împreună cu compania de transport public. Pe măsură ce vor fi înmatriculate următoarele 25, evident și ele vor intra în circulație. Cert este faptul că astăzi aceste 25 îndeplinesc toate condițiile legale, de la recepție la punere în circulație, de la standarde tehnice până la pregătirea șoferilor pentru ca ele să deservească clujenii. Acum câteva date tehnice despre aceste troleibuze. Prețul unui troleibuz este de 2.466.100 de lei plus TVA. Îndeplinesc toate standardele europene în materie, în sensul că sunt practic cele mai moderne existente pe piața europeană și de ce nu mondială, pentru că au toate facilitățile prevăzute și posibile din punct de vedere tehnic. De la aer condiționat și podea joasă, de la locuri speciale pentru persoane cu dizabilități, la LED-uri și sisteme moderne de comunicare în interior. De asemenea, pot să vă spun că fiecare troleibuz are o capacitate de 142 de călători, 43 de locuri sunt pe scaune fixe, 99 de locuri în picioare. Prin această investiție, astăzi putem să vă spunem două lucruri. 1. 50% din flota de transport public a orașului este nepoluantă, este electrică. Asta arată cât de departe suntem administrația locală cu cea mai nepoluantă rețea de transport, cu cea mai nepoluantă flotă de transport public din România și acest demers va continua și în anii următori. Obiectivul este ca în 2026 întreaga flotă de transport public să fie în oraș nepoluantă. E un obiectiv extrem de ambițios, dar prin managementul, așa cum s-a demonstrat până acum, extrem de performant al companiei, prin colaborarea cu primăria, prin fondurile europene și, de ce nu, și de altă natură atrase, vom îndeplini acest obiectiv pentru a le asigura clujenilor două lucruri, sănătate și confort. Al doilea lucru, astăzi, din cele 370 de mijloace de transport care compun flota de transport public a orașului, 66%, adică 2/3, este o flotă nouă, ca și aceasta. Adică autobuze noi, tramvaie noi, autobuze, troleibuze, tramvaie noi. Deci 66% din 370 de mijloace de transport sunt noi, care arată încă o dată, spunem noi, două lucruri. Preocuparea pentru și respectul față de clujeni, pentru că, în primul rând, ei sunt cei care contribuie și cei care beneficiază, în primul rând, de acest transport de calitate. Și, în al doilea rând, preocuparea de a oferi mijloace nepoluante care să asigure în continuare, cât pe cât este cu putință, un mediu nepoluant în Cluj-Napoca. În perioada